pentru a demonta ștergătorul, trebuie să apăsăm pe acest buton și să tragem ștergătorul spre exterior. El intră practic pe șină. Da? Are acest buton pe care trebuie să apăsăm. Iar pentru a-l monta la loc, urmăm același procedeu. Trebuie să-l punem prin glisare. Da? Are o șină și îl împingem până în momentul în care îl auzim că a clipsat. Bun, eu am pus niște ștergătoare aftermarket pe lângă ștergătorul propriu zis. Mai trebuie pus acest capăt. Și cam asta e tot. O operațiune destul de simplă care poate fi făcută de oricine. Acesta a fost videoul meu de astăzi. Dacă aveți alte nerămuriri, vă rog să scrieți în secțiunea de comentarii și o să încerc să vă răspund tuturor. Mulțumesc!